Daniela A, mă întreabă: Ne împărtășește, de fapt, Daniela despre fica ei de 14 ani, care are nevoie de mai mult sprijin moral decât și-ar fi închipuit. Este vorba despre transformările datorate vârstei, frici, frici, multe frici, școală, note, examen, inclusiv frici de întuneric, de moarte. În acea perioadă, zice Daniela, practic am în acele, au amuțit în acele momente gânduri, învățături, tot, tot, tot și m-am gândit ce mamă sunt eu, cum de nu m-am ocupat mai mult de copilul meu, cum de n-am simțit toate aceste lucruri prin care trece fetița ei de 14 ani. Și uh, tot Daniela ne împărtășește că a citit foarte mult, s-a uitat la seminarii și practic are multă cunoaștere Dar această stare de frică, de anxietate, de uh, întrebarea este cum să-i înlătur fricile fetei Cum să-i aduc relaxarea, starea de bine, mai ales la presiunea la care sunt supuși copiii acum în clasa 8 -a. Practic zilele sunt cu pauze mici de masă și restul școală, învățat și pregătire pentru examen Dragă mămică, sunt tu doar tu, ci sunt multe femei care sunt, au studiat foarte mult, au fost la foarte multe cursuri și, cum spuneam, nu doar femei, ci și bărbați. David Hawkins are, la un moment dat, într-una dintre seminariile lui, o explicație foarte utilă vis-a-vis -vis de aceste perioade provocatoare și el zice, în viață ai perioade de acumulare și perioade în care să pui în practică ceea ce ai învățat. Deci, dacă tot te-ai uitat la seminarii, dacă tot te-ai uitat la cărți, acum că fata ta are această nevoie de tine, acum că ți-e ție la iveală anxietățile tale legate de. Uh, cum să te descurci cu ea, este momentul să pui în practică toate acele cărți și toate acele seminarii. Și este, chiar este cazul să duci teoria în realitatea de zi cu zi. Ziceai că te-ai la seria de seminarii online. Acolo cu siguranță am împărtășit despre tehnicile de lucru cu fricile. Poți să începi să le împărtășești fricei tale și să le faceți împreună. Puteți să faceți sesiuni de letting go. De exemplu, practicienii metodei Sedona, ei se întâlnesc cât de des se întâlnesc, ca să facă serii împreună de letting go. Adică nu fac niciun fel de coaching unul altuia, ci se asistă unul pe celălalt. E ca și cum probabil, nu știu, se țin de mânuță sau stau unul lângă altul și în timp ce unul face letting go și plânge sau își dă voie să elibereze furie sau își dă voie să elibereze ură sau ce iese acolo la suprafață, celălalt stă și cu gândirea pur și simplu îi transmite iubire și dacă are nevoie îl mângâie sau îi aduce un pahar de apă sau pur și simplu este lângă el, în timp ce celălalt dă frâu liber emoțiilor reprimate. Deci este momentul ca, practic, să fii acolo și să pui în practică ideile pe care le-ai auzit legate de frici, legate de propriile tale frici și. Uh, să pui practică, 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 pentru că doar acolo vine înțelepciunea. Și mulți mă întreabă diverse lucruri, știi, am citit despre chestia asta, dar nu știu cum funcționează sau nu știu cum să o aplic sau, păi, în primul rând, te pui să o aplici și apoi începi să-ți dai seama că scârții, așa, apoi recitești tehnica așa cum este ea descrisă și apoi te mai pui și o mai aplici odată și apoi iar o recitești și apoi iar te pui și o aplici. Și la fiecare recitire, parcă chiar și același text îți va da noi valențe. Eu, um... Am început să citesc tehnica aceasta de letting go al lui David Hawkins. Când i-am descoperit cartea aceasta care a apărut, nici nu mai știu în ce an a apărut. Hai să vedem. Zice că în 2012? Posibil, poate chiar mai devreme. Această carte am citit tehnica și am apucat să o aplic. Și apoi, ani de zile mai târziu, am, mă rog, 2-3 ani mai târziu, când am recitit tehnica descrisă, am găsit o altă nuanță. Apoi am recitit-o peste încă 2 ani, am recit găsit altă nuanță, iar anul acesta am găsit altă nuanță. Și atunci, ce este valoros este că cu fiecare etapă a devenirii tale, același text îți poate revela mai multe unghiuri din care să abordezi aceeași problemă. Prima dată făceam letting go pur și simplu observând furia și observam și observam și observam. Apoi am realizat că există posibilitatea de a face letting go prin a nu mai rezista, adică ceva de genul eu mă poziționam aici și observam frica care era aici în față. Apoi mi-am dat seama că să se poate face să las frica să mă cuprindă cu totul, că observatorul tot acolo este. Și atunci, când momentul în care o lăsam să mă cuprindă, ea nu mai era doar în față și o observam din spate, ci ea era peste tot. Dar acest lucru mi-a permis să am o eficiență Probabil de 10 ori mai mare Pentru că letting go era de 10 ori mai rapid De asemenea am găsit că o altă valență A tehnicii de letting go Așa cum o descrie el Este să-mi imaginez, să imaginez viitorul în care doresc să trăiesc Să zicem să vreau să fiu bucuroasă Și să fac letting go pe ceea ce simt eu Că stă între mine și acea stare de bucurie Nu doar pe ceea ce simt în prezent Ci ca și cum acea intenție îmi arată distanța între noi și cu ce ea este plină să pot să fac letting go pe ea, deci chiar și în cartea mea regăsește strălucirea am descris tehnica de letting go pe scurt ideea este să începeți să o practicați că eu nu pot să fac letting go pentru voi fiecare dintre voi trebuie să-și scoată propriile emoții, să fie prezent la ele și să își dea voie să se elibereze